Ghicești și călătorești cu Europa FM. 8:35 de minute, vă așteptăm la 0372069599 în direct pentru Ghicești și Călătorești. Aveți toate detaliile, destul de multe după o zi de concurs, pe site, pe europafm.ro. Premiul e de 1000 de euro, îl menținem. Hai să vedem dacă îl și dăm astăzi. Valentin, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! De unde ești, Vali? Din București. Perfect. Te-ai gândit la... Ai avut 24 de ore să te gândești la ce s-a întâmplat. Ieri. Da, m-am tot gândit și... Îți place să călătorești? Da, foarte mult. Ai fost la... Nu zicem unde? N-am trecut încă oceanul. Am înțeles. Dar îmi doresc să se întâmple curând. Okay. M-am gândit la o clădire emblematică din New York. Empire, este cumva tichetul de vacanță ascuns la Empire State Building. Când treci oceanul, să te duci să te urci. Da, vezi că te costă o grămadă de bani. Da, da, e frumos. Nu, serios, chiar costă firar să fie, nu mai știu cât naiba, dar... Da. Și totul e atât de mic de acolo. Da. Mișto loc. Era că toate locurile astea în care urci costă mult. Oriunde și în Europa, orice turlă de biserică, Empire State Building, toate costă foarte mult. Așa e, costă liftul. Da, nu mai bine te uiți pe internet la două poze făcute de sus. Nu e chiar așa. Răspunsul este nu. Nu, Empire State Building era prea simplu. Da, e frumos acolo de sus. Mie îmi place altă clădire pe care tot așa urci. Da, și se vede mai frumos decât pe Empire. Așa nu pot să spun acum, că nu vreau să dau exemple, dar n-are legătură cu concursul, dar nu vreau să dau exemple. Mirela, bună dimineața! Să nu le facem reclamă. Bună dimineața! Bună! Ce faci, Mirela? Cumva... bine. Vrei să ne iei repede? Vrei să ne iei banii repede? Da, da, să scap. Bine, nu, gata, uite, hai, uite, dăm drumul, iară la întrebări. Nu, o să spun direct, se află la 9/11 Memorial Museum. La alt loc. Da, o încărcătură maximă. Impresionant loc, da. Da. Nici acolo nu e. Mulțumim, Mirela. Vorbim cu Ana. Neața. Bună, Ana. Neața. Bună. Ce faci, Ana? Bine, bine. Sunt la serviciu. Bravo. Hai că uite astăzi, dacă ieri am avut foarte multe răspunsuri de da, astăzi mergem din nu poate spargi tu gheața, te rog. Acum e și mai greu. Este cumva vorba despre o stație de tren, o gară. E una faimoasă acolo. Așa e, și frumoasă. Frumoasă foc, da. Impresionantă chiar. Dar... abia a fost într-o gară biletul. Aici era și surpriza. Din gară în gară. Nu e în gară, nu e într-o gară. Ai scăpat, Zaf. Doar 3 întrebări. Păi da, am avut de mulți că au luat la drum și ieri au fost, le-ați numărat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serios, acum... L-a spus și pe ăla cu continentele cu vocală? Tot. Tot. Aia a fost cea mai întrebare, ca să zic așa. Bine, ne auzim luni dimineață, tot cu 1000 de euro, Ghicești și Călătorești, detalii pe site pe europafm.ro. Deșteptarea. În fiecare zi la Europa FM.